cabina! Vi se pare că scena e bine aranjată așa? Nu, deloc. Ea este aici ca să mă prindă. Să mă fixeze. În acel unic, rușinos și trecător moment al vieții mele. Oameni de rând, noi ăștia. El, persoană subțire. Eu, iertate voi, dacă tu voi le distrate cu un senior. Si, si, si... Uite, a început să plângă. Domnule, dumneavoastră, aici, așa cum sunteți, nu puteți fi. Aici există actorul. Regia tehnică! Imediat, imediat! Pregătești imediat scena cu sălița. Suficient să avem doi pereți și un fundal cu o singură ușă, da? Electrician, stinge peste tot. Bun găsit! Teatrul Național de Televiziune va aduce în câteva minute o întâlnire cu al dumneavoastră Orson Welles. Este vorba despre o producție proprie TVR din 2015. Traducerea, scenariul, TV și regia sunt semnate Cezar Ghioca. Și pentru că Orson Welles al nostru locuiește la Cluj, iată că am venit la Cluj să-l întâlnim la TVR Cluj, în studioul pus cu drag la dispoziție de colegii noștri de aici, pe Orson Welles, adică Dorel Vișan, bun găsit! Bine ați venit! Ce vă amintiți din timpul filmărilor? Când refaci destinul unui personaj care a intrat în conștiința publică și toată lumea îi cunoaște poza, trebuie din când în când să treci prin poza lui. Pentru că era o personalitate cunoscută și o figură emblematică. Și o figură care și-a păstrat... Cum spunea Ștefan cel Mare, Lucu era foarte abil în a trece de la o stare la alta. Odată ca actor, pentru că era actor și avea acest exercițiu, și a doua oară ca om pățit. Mm. El a avut foarte multe... El, pentru că avea idei din astea, cum se spune acum, trăznite, adică avea idei care... nu le înțelegea toată lumea. Din cauza asta a învățat un fel de comportare diplomatică. Eu știu o poveste internă, da, pe care mi-a povestit-o Andraș, Demeter Andraș, care mi-a spus așa, am fost foarte impresionat în timpul filmărilor, că și-a pregătit foarte atent personajul, cu minuțiozitate, și tot timpul a avut în buzunar o oglindă. Și până la urmă l-am întrebat, ce faci cu oglinda aia în buzunar? Și răspunsul pe care i l-ați dat, îl mai țineți minte? Pentru că pe el l-a marcat. Da. Întotdeauna la film eu cer oglinda de la machioze, pentru că din când în când trebuie să văd personajul. Incredibil. Da. Adică din când în când trebuie să mă uit și să spun, ăsta e personajul. Nu eu. Nu sunt eu. Eu mi l-am încorporat. I-am luat felul de a gândi, că aici este problema, să iei felul de a gândi a personajului. Dacă nu te duci la gândirea lui, nu este autentică, nu se poate verifica cu viața. Orice lucru artistic trebuie verificat cu adevărul vieții. Mor după ceea ce aduce viață. Reîntrupată artistic. Toate personajele mele am încercat să le fac repere. Dar vă mai amintiți care a fost primul spectacol pe care l-ați filmat în televiziune? Da, Puștele Terezei Carar, cred că așa se numea, era o piesă spaniolă foarte frumos și jucam acolo un brigand din ăsta, un fel de haiduc de-al lor, așa, da, foarte, foarte frumoasă piesa. A făcut Olimpia Arghir. Olimpia Arghir. Ei, și pe urmă am mai făcut cu ea, am făcut tot așa un personaj în Meșterul Manole, al lui Blaga. Am făcut Duhul Pământului. M-a întrebat cineva ce program am și am spus, n-am niciun program, ca și țara. Nu mai am niciun program. Atunci făceam 3-4 filme pe an, cu roluri mai mari, mai mici, mai medii.
Acum, dacă fac un film la 4 ani, s-au inversat sau mă mai puțin. Cheamă anumiți regizori să duc apă la actori și nu mă duc de jenă. Adică să mă cheamă într-un film unde joacă 2 artiști rolurile principale și mă cheamă acolo la o chestie. Dar care ar fi actorul acela căruia îți duce un pahar cu apă? Facem un exercițiu de imaginație. Poate să fie oricine din orice epocă, oricum. Îi duceam lui Bibanu, de exemplu. V-a fost asistent în facultate. Mi-a fost asistent, da. Sau la oricare dintre actorii de atunci. Hamza Pele, la Emanuel Petrut, Rauschi, mergeam cu găleata dacă vroia. Ce frumos! Îl iubeam nespus pe Rauschi, mi-a plăcut grozav, actor de mare clasă. Și toți, la fel, maestru Finteșteanu, care m-a pregătit pentru institut, profesorul meu care a plecat, da, eu de la Bibanu, noi de la Bibanu am învățat, de la Dem Rădulescu am învățat, sau Toma Caragiu, care am fost în relații bune, așa, Dinică, toți ăștia, Ștefan Iordache, actori mari. Vezi, asta e diferența. Pentru că un artist, din orice domeniu, trebuie să se formeze pe partitură. Îi trebuie partitură mare. M-am obișnuit să lucrez cu adevărul. Noi trăim într-o lume foarte mincinoasă. Și eu nu pot suferi minciuna. N-am suferit-o niciodată. N-ați mințit niciodată? Ba da. De ce? Am mințit pentru că prin minciună înaintam, știi? Găseam drumul mai bine. Ce ați vrea să le spuneți despre dumneavoastră? Cel mai sincer gând pe care îl puteți dezvălui despre dumneavoastră? Domnule, oamenii trebuie să se cunoască pe ei înșiși. Asta este fundamentul vieții. În momentul când te cunoști pe tine însuți, îi cunoști și pe ceilalți. Când îi cunoști pe ceilalți, te cunoști și pe tine. Dacă nu cunoști nici pe ei, nici pe tine, ești un om fără Dumnezeu. Trăiește fiecare zi ca și cum ai muri mâine și studiază în fiecare zi ca și cum ai trăi veșnic. Așa spunea un principiu care eu l-am luat de la Gandhi. Mulțumesc tare mult că am stat de vorbă. La mulți ani! Doamnelor și domnilor, mulțumim tare mult colegilor de la TVR Cluj că ne-au primit aici cu toată dragostea din lume și cu toată deschiderea. Urmărim Teatrul Național de Televiziune al dumneavoastră Orson Welles.